Bună ziua, bună dimineața. Putem începe, eu înțeleg. Bună dimineața, dragi, dragi cetățeni, dragi antreprenori, reprezentanți ai mass media, toți cei care ne urmăresc online. Vă salutăm la acest sfârșit de an în care am promovat reformele economice de care are nevoie țara noastră. Am spus-o nu o singură dată, avem nevoie de o creștere economică, știți, nu de dragul acestor cifre din PIB, acestor procente, ci pentru că o economie puternică, o economie dezvoltată este acea economie care e capabilă să susțină necesitățile cetățenilor noștri într-o viață mai bună, într-o calitate a vieții. Iar pentru a atinge acest scop, că pentru a construi, pentru a edifica o economie puternică, rolul nostru este să susținem antreprenorii, ca aceștia să creeze noi locuri de muncă bine plătite, să creeze valoare adăugată și, desigur, că să edifice afaceri, pentru că avem nevoie și de mai multe afaceri. Ne-am setat obiectivul de a face din Republica Moldova țara cea mai prietenoasă afacerilor din regiune. Vrem să avem într-adevăr un mediu economic prielnic în care antreprenorii mari și mici, străini sau locali se poată construi, se poată edifica liber, fără ca statul să fie în calea lor. Nu este un obiectiv ce se dă peste noapte, doar prin multă muncă și prin multe, multe reforme. Și am avut un an într-adevăr plin de reforme chiar din prima zi. La sfârșitul acestui an avem din 525 de servicii publice pentru antreprenori, aproape 50% sunt digitalizate, ceea ce este mult mai mult decât la începutul anului, ori doar în luna mai această cifră era la aproximativ 38%, deci am saltat foarte rapid. Efortul nostru de reducere a birocrației, probabil subiectul cel mai prevalent în mediul public, însă acest efort, aceste reforme de reducere a birocrației economisesc antreprenorilor aproape 1 miliard de lei în fiecare an, ceea ce este echivalentul la 0,5% din PIB și peste 6 milioane de om-ore pe an. Am inițiat cea mai serioasă reducere a poverii de raportare, din care cel puțin s-a auzit în ultima perioadă, din 92 de rapoarte pe care le solicită astăzi Serviciul Fiscal de Stat și Biroul Național de Statistică, deja din 2024 eliminăm 15 din ele, digitalizăm altele 9 care vor economisi timp și bani și nervi antreprenorilor și optimizăm altele 14, adică le simplificăm sau le fuzionăm împreună cu colegii de la Serviciul Fiscal de Stat și de la Biroul Național de Statistică. Am lucrat asupra acestei reforme, iar asta înseamnă alte 684.000 de ore de muncă pe an economisite și alte 68 de milioane de lei de economisiți în fiecare an din aceste simplificări. Asta sunt bani pe care antreprenorii îi pot folosi pentru alte obiective, cum ar fi să crească salariile sau să investească. Am acordat granturi în valoare totală de 260 de milioane de lei și am lansat programul guvernamental 373, prin care am ajutat mai multe companii să investească în condiții sigure și predictibile în această perioadă deloc ușoară pentru antreprenori, să o recunoaștem. La moment, valoarea investițiilor prin programul 373 este deja de peste 650 de milioane de lei și sperăm că foarte curând, în următoarea lună, să trecem în sfârșit de bariera de 1 miliard de lei, iar cifra mea preferată este că beneficiarii acestui program au crescut numărul locurilor de muncă cu peste 20%. Deci asta este un program care ajută în special întreprinderile mici și mijlocii, antreprenorii locali, companiile locale, autohtone, producătoare, să fie mai productive și să angajeze mai mulți oameni. Deci peste 20% de locuri de muncă create în aceste companii care au beneficiat de programul 373. De asemenea, am adus oamenilor noștri acordul de roaming cu Uniunea Europeană, am semnat aderarea Republicii Moldova la programul
piața unică cu UE, am finalizat aderarea țării noastre la programul Europa Digitală. Am semnat acordul de liber schimb cu țările EFTA, am obținut prelungirea comerțului liberalizat cu UE, am prelungit comerțul liberalizat cu Marea Britanie și avansăm în actualizarea acordului de comerț liber cu Turcia, de unde vin chiar săptămâna trecută din aceste discuții. Am simplificat viața antreprenorilor prin reforma SRL și prin reforma activității independente. Aceste reforme, de fapt, sunt la rădăcina unui mediu antreprenorial pro-investiții, unui mediu antreprenorial liber și bazat pe relații flexibile dintre fondatori, vorbind despre reforma SRL. Astea și multe altele le-am făcut din adânca noastră convingere că pentru o economie puternică, statul trebuie să înceteze să fie parte a problemei și să devină parte a soluției. Iar companiile mari și mici, locale sau străine, să vadă în stat un partener, nu un obstacol. Asta ne-a dictat fiecare acțiune și fiecare intervenție pe care am avut-o în acest an și asta va continua să ne fie acea lumină călăuzitoare. Am ales să facem asta nu de dragul cifrelor și nu pentru că este ușor, dar pentru că bunăstarea cetățenilor, prin oferirea de noi oportunități de angajare, acces la numeroase servicii de calitate și facilitând un mediu atractiv, prielnic, liber, deschis și simplu, foarte important, pentru investiții și inovație, un mediu economic cu reguli egale pentru toți, pentru că toți sunt egali în fața legii și toți trebuie să fie tratați în același mod și să aibă aceeași oportunitate de a face afaceri în Republica Moldova. Ce am făcut în ultimul an mai detaliat? Am lansat 6 pachete în total de reducere a birocrației. Aceste inițiative, cum am spus, duc la economii semnificative pentru antreprenori, totalizând circa 1 miliard de lei în fiecare an, echivalentul la 0,35% din PIB și simplifică reducând timpul pierdut în proceduri inutile la peste 6 milioane de om-ore anual. Simplificări la codul muncii, eliminarea pașaportului albastru medical, a condicii de reclamații sau a registrului de casă, acestea au fost doar câteva inițiative care împreună luate, într-adevăr, economisesc o imensitate de resurse pentru antreprenorii noștri, în special pentru, încă o dată, pentru cei mici. Ceea ce nu cuprinde această cifră este, în primul rând, costul corupției pe care îl eliminăm odată cu reducerea procedurilor birocratice. Pentru că, încă o dată, convingerea noastră este că birocrația merge mână în mână cu corupția. Și acolo unde este multă birocrație, acolo este și risc sporit de corupție. Ca parte din acest efort de reducere a birocrației a fost și pachetul Telecom, care a ajutat și la acordul cu roaming. Doar aici am economisit pieței resurse substanțiale, am fuzionat 2 instituții, am prelungit termenul de licențiere astfel încât să fim compatibili cu normele UE, ceea ce va ajuta operatorii să ofere în continuare clienților săi, cetățenilor noștri, tarife competitive și atractive. Ori, un avantaj competitiv pe care îl are Republica Moldova este conectivitatea. Noi avem internet ieftin, calitativ și pe întreg teritoriul țării disponibil cu o conectivitate sporită. Trebuie să ne fortificăm și să ne consolidăm aceste avantaje competitive și asta a fost una dintre acțiuni pentru a atinge acest obiectiv. Fiecare oră și fiecare leu economisit din timpul și bugetul unui antreprenor duc la creșterea productivității afacerilor, la locuri de muncă noi și la un trai decent pentru angajați. Convingerea noastră este că timpul antreprenorilor trebuie investit în dezvoltarea afacerilor, nu irosit pe tot felul de procedee, ghișee, coridoare și hârțoage. Prin eliminarea birocrației nu doar eficientizăm procesele și sporim competitivitatea, dar contribuim și la eliminarea corupției, cum am spus. Ajutăm antreprenorii chiar la început de cale. Pentru că primii pași în afaceri trebuie să fie simpli, clari și accesibili tuturor, fie că e vorba de un antreprenor mic la început de cale sau un investitor străin care nu cunoaște labirintul de reglementare a statului, asta ne-a motivat să reducem semnificativ raportarea.
V-am dat aceste cifre deja. Din 2024 o să eliminăm în total 15 rapoarte din cele 92 percepute de BNS și SFS. Alte 9 vor fi digitalizate, 14 simplificate semnificativ. Astfel, reducând cost, conținutul sau numărul de antreprenori care trebuie să-l raporteze. O să economisim 684.000 de ore de muncă și 68 de milioane de lei în fiecare an și mai există spațiu de optimizare. În anul 2024 vom continua acest efort pentru că, încă o dată, dacă în Estonia este posibil ca un antreprenor mic în special, să aibă un singur raport anual, asta trebuie să fie posibil și la noi. Astfel, nu numai că sprijinim antreprenorii în creșterea afacerilor, dar și contribuim la constituirea unei economii de încredere cinstită și durabilă. Exact cu același scop am inițiat și implementat cu succes reforma patentei, despre care v-am comunicat intens, în special în prima jumătate a acestui an, de la 1 iulie și până acum peste 90% din toți cei puțin peste 4.000 de foști patentari au tranzitat la activitatea independentă și sau la direct la regimul SRL și muncesc acum legal cu aparat de casă, emit bonuri fiscale cumpărătorilor. Desigur că conformarea încă nu este 100% și recunoaștem asta, însă foarte des chiar și eu și colegii mei primim mesaje că uite mare inovație, am primit un bon fiscal de la piață. Desigur că aici mai avem până la o conformare deplină, însă Carol s-a mișcat din loc și aici o să mulțumesc atât colegilor de la Serviciul Fiscal de Stat pentru implicare, cât și colegilor de la ODA pentru acest efort de a mișca rapid în compensarea cheltuielilor și tuturor celor implicați. Considerăm această reformă una totuși de succes, chiar dacă și încă o dată la implementare o să avem de mai accelerat și de mai asigurat că absolut fiecare consumator primește bon fiscal, fie asta în magazin, fie asta în piață, dar până la momentul actual au fost emise peste 2 milioane de bonuri fiscale, în sumă totală de peste 325 de milioane de lei. Și aici partea cea mai plăcută, cea mai importantă este anume, iată, acești 325 de milioane de lei pe care noi i-am scos din tenebru și i-am adus în economia oficială. Am fiscalizat în doar câteva luni peste 325 de milioane de lei, care încă o dată sunt acum parte din economia oficială și erau parte din tenebru. Și aici spațiul încă o dată mai este și o să continuăm să asigurăm această conformare, pentru că încă o dată toți trebuie să fie egali. Și consumatorii trebuie să aibă dreptul de a avea o minimă protecție în forma acestui bon fiscal. Cu toate că a fost amânată timp de decenii, în total 25 de ani a fost tot amânată și tot rostogolită această reformă, noi am avut suficientă determinare ca să o ducem până la capăt, să oferim oamenilor un regim civilizat, un regim avantajos, fără niciun fel de birocrație, fără niciun fel de raportare și ca aceștia să poată lucra în continuare, în condiții conforme secolului 21, în care ne aflăm deja de aproape 25 de ani în total, deci aproape o pătrime din secolul 21. Ne-am concentrat, desigur, că și pe finanțarea afacerilor. Asta a fost una dintre principalele noastre acțiuni, pentru că afacerile, pentru a se dezvolta, nu au nevoie doar de acest spațiu pe care îl creăm prin reducerea birocrației, ci și de resurse financiare. Și foarte des un antreprenor mic nu are cum să acceseze resursele financiare necesare pentru a se dezvolta. De aceea aici vine rolul statului ca să susțină acest efort. Prin programul guvernamental de susținere a antreprenorilor 373 am reușit să ajutăm 161 de companii să-și crească productivitatea muncii și numărul locurilor de muncă bine plătită. Cum am spus, aceste companii și-au crescut
urmare a accesării programului 373 și au crescut cu 20% numărul locurilor de muncă pe care le creează și valoarea totală a investițiilor este de peste 650 de milioane de lei. Desigur că mai avem spațiu și aici. Desigur că sunt mult mai mulți antreprenori care ar putea beneficia de acest program și vor beneficia, anume pentru a asigura că cât mai mulți antreprenori pot beneficia de acest program. Am lansat acest program care de fapt mobilizează resursele financiare ale sistemului bancar în economie. 373, cum am spus, este acel instrument financiar care ne va ajuta să creștem afaceri puternice și prin ele să creștem nivelul de trai al cetățenilor din Republica Moldova. Aici merită să remarcăm că aproape fiecare a doua investiție are ca destinație producția și furnizarea de energie. Asta înseamnă că tot mai mulți antreprenori aleg să treacă la o energie verde și sustenabilă, să-și instaleze panouri fotovoltaice, iar banii economisiți să investească în dezvoltare și diversificarea serviciilor. Este un rezultat impresionant pentru că unul din obiectivele noastre este tranziția la economia verde pentru un viitor mai sustenabil, echilibrat și rezistent. Împreună cu ODA, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, am ajutat antreprenorii cu 15 programe de susținere a afacerilor finanțate din bugetul de stat sau din surse atrase de la partenerii externi. Suma totală a granturilor disponibilizate a fost de peste 260 de milioane de lei. Pentru a stimula dezvoltarea sectoarelor economiei naționale, care anterior nu erau finanțate, am creat și aprobat programul de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în turism și programul de susținere a antreprenoriatului feminin, astea fiind doar două din produsele disponibile acum prin intermediul ODA. De asemenea, simplificăm și accesul la finanțare prin acordarea de garanții individuale la creditele și împrumuturile oferite de instituțiile financiare prin fondul de garantare a creditelor și am și lansat și introdus împreună cu Banca Mondială garanțiile de portofoliu, care este un nou mecanism de garantare a creditelor. În esență, asta înseamnă că un antreprenor care nu dispune de gaj pentru a se finanța de la bancă, dar are o idee viabilă, poate accesa această garanție pentru împrumutul său, unde statul intervine și îi garantează parte de împrumut pentru ca antreprenorul sau antreprenoarea să se poată finanța, să se poată dezvolta, fără ca să pună ceva în gaj, încă o dată. Tot pentru susținerea mediului de afaceri, din 1 ianuarie este în vigoare reforma impozitului pe venit, care este valabilă de fapt doar în 4 țări, Moldova, Estonia, Letonia și Georgia. Aici, în esență, antreprenorii noștri nu plătesc impozitul pe venit decât la dividendele distribuite, ceea ce le accelerează afacerile și ceea ce încă o dată mai lasă o sumă semnificativă de bani în conturile antreprenorilor pentru ca aceștia să poată investi, să poată crea locuri de muncă și în aceste timpuri nu ușoare, încă o dată o să spunem, să poată cel puțin rezista presiunilor din regiune, inclusiv cauzate de războiul din țara noastră vecină, Ucraina. De asemenea, reforma SRL, care a fost aprobată în luna august, este o lege pro-investiții care face gestiunea SRL-urilor din Republica Moldova mult mai simplă. Este o lege progresivă care eliberează foarte mult, încă o dată, spațiu pentru ca acei oameni care decid să facă o afacere împreună să decidă ei individual, unanim, modul în care își organizează afacerea și în niciun caz statul să nu fie cel care decide asupra lucrurilor care nu țin de treaba statului. Asta este, încă o dată, filozofia noastră de intervenție. Atunci când statul poate să facă un pas în spate și să ofere dreptul oamenilor să decidă, atunci asta trebuie să se întâmple. De asemenea, am făcut pași ferm în deschiderea pieței muncii. Ori cetățenii UE nu au nevoie de permise de muncă pentru a
veni și a munci în Republica Moldova și continuăm acest proces prin adăugarea a mai multor țări sigure la această listă, iar prin reforma pieței de capital, un proiect de lege care deja este disponibil, care deja este finalizat, o să oferim companiilor locale posibilitatea să investească și să aibă acces la finanțare pe piețele interne și externe. Încă o dată, asta este ceva ce ține de activitatea noastră din perioada următoare și pentru că timpul este cel mai prețios și nu trebuie irosit pe drumuri, ghișee, colectat ștampile și așa mai departe, fie că ești antreprenor, investitor sau simplu cetățean, digitalizăm rapid serviciile publice și tot ce înseamnă interacțiunea cu statul. Construim o societate 100% digitală și asta nu este o glumă, este un deziderat pe cât se poate de serios și o să ajungem acolo foarte rapid pentru a simplifica orice experiență a antreprenorilor și cetățenilor. Digitalizarea completă a serviciilor va elimina riscurile de corupție și va spori productivitatea și eficiența economiei. Cum am spus, suntem în secolul 21. Totul poate fi realizat direct prin telefon sau conectat la internet. Fie că ești antreprenor și ai nevoie de un document, fie că ești un simplu cetățean și ai nevoie de un certificat. Creăm condiții egale atât pentru cei care sunt acasă și pentru cei care sunt în diasporă, pentru că anume digitalizarea este modul prin care noi menținem oamenii noștri care au plecat peste hotare, îi menținem partea Republicii Moldova, îi menținem ca și parte componentă a proceselor de luare deciziilor din Republica Moldova sau pur și simplu să-i tratăm mult mai civilizat, dacă vreți, pentru că omul care vine în țară pentru o săptămână, două, ar trebui să stea mai des cu cei dragi și mai puțin în rânduri la ghișee ca să-și colecteze un pașaport sau un buletin sau alt fel de certificat. Și asta este marea oportunitate pe care oferă digitalizarea. Prin două clicuri ți-ai rezolvat toate problemele, ți-ai deschis o companie acasă, ai cumpărat proprietate sau ai vândut și așa mai departe. Asta este posibil. Am pus fundamentul la mai multe direcții anume în acest an și urmează o scurtă perioadă de implementare, după care asta va fi o realitate. O să vă dau doar un singur exemplu. A fost digitalizate toate tipurile de cazier. Și un document care în 2022 a fost solicitat de peste 100.000 de cetățeni, asta este cazierul juridic, de la lansare, peste 75.000 de caziere digitale au fost livrate direct în cabinet și au fost livrat în țări precum Argentina, Mexic, România, Spania, Italia, Canada, Germania, Luxemburg, Marea Britanie, SUA, Olanda, Elveția și multe, multe altele. N-o să mai dau citire la toate. Un alt exemplu important pe partea de digitalizare este lansarea platformei de dezvoltare a serviciilor electronice, cunoscută sub denumirea FOD, Front Office Digitalization. Am luat premiul internațional în acest an ca cea mai bună soluție de digitalizare a serviciilor publice deja în martie 2023, în competiție cu alte 50 de țări participante, inclusiv țări digital avansate precum Singapore, Germania și Portugalia. În total, în 10 luni ale anului 2023, peste 40 de servicii publice electronice dezvoltate pe platforma de dezvoltare a serviciilor electronice au fost accesate de 300.000 de ori. Aici vreau să menționez că la aceste 252 de servicii disponibile digital, în mod digital de către, pentru antreprenori, anul acesta 70% din solicitări au fost online. Asta înseamnă că 2 din 3 antreprenori preferă să utilizeze serviciile online și doar 30% din solicitări sunt încă la ghișee. Mai detaliat, din 3,7 milioane de solicitări de diverse servicii, 2,48 de milioane de solicitări au fost online și doar 1,1 milioane au fost la ghișeu. Mai avem jumate de servicii de digitalizat,
cum am spus, acum suntem la puțin peste 48% din toate serviciile disponibile deja digital, dar asta, aceste cifre ne sugerează că digitalizarea lucrează, că digitalizarea este o cea mai bună, probabil, investiție în viitorul acestei țări, în care să avem afaceri, nu doar companii IT, dar în general toate afacerile cât mai digitalizate. Pentru că orice companie poate și este spațiu în orice companie să fie digitalizată. Și vreau să reiterez că suntem într-adevăr lideri regionali la acest capitol. În 2024 urmează să înregistrăm 75% din toate serviciile digitalizate și desigur că mergem la toate 100% în următorii ani. Republica Moldova într-adevăr are ce oferi și istoria mea preferată, pe care am spus-o de câteva ori deja, este cât de rapid noi ne schimbăm ca și țară. Or, doar 15 ani în urmă, Republica Moldova avea un comerț în proporție de peste 70% cu Rusia și CSI și ne-a trebuit doar 15 ani pentru a ne reorienta totalmente economia. Și o asemenea țară nu prea există care să fi reușit această transformare totală într-un timp atât de scurt. Ori astăzi, Republica Moldova are comerțul în proporție de peste 70% cu vestul, cu Uniunea Europeană, cu țările EFTA, cu Marea Britanie, cu SUA, Canada și altele. Și asta spune foarte mult de adaptabilitatea noastră ca și societate, ca și țară și despre viteza cu care lucrurile se pot schimba în Republica Moldova. Și asta ne dă această încurajare și această motivare de a schimba și de a merge cât mai rapid. Dacă câțiva ani în urmă era o mare raritate să găsești produsele noastre pe rafturile europene, acum asta devine o normă și vedem tot mai mulți care ne tot postează și ne arată ba prune, ba ciocolată, ba vinuri, desigur, și multe altele. Și aici eu pot să vă spun un singur lucru, că putem mult, mult, mult mai bine. Și spațiul pentru produsele noastre de înaltă calitate pe piețele Uniunii Europene și pe alte piețe din vest există mult mai mult. Iar statul va fi acel care va ajuta acestui proces. În acest an am semnat, cum am spus, acordul de liber schimb cu EFTA, care dă acces la o piață de consumatori dispuși să plătească mai mult pentru produse de calitate. De asemenea, Regatul Unit al Marii Britanii a eliminat toate taxele la import și contingentele tarifare pentru 7 produse agricole pentru o perioadă inițială de 12 luni, ceea ce crește competitivitatea încă o dată a produselor noastre. Uniunea Europeană, în același timp, principalul nostru partener de afaceri și de comerț a prelungit cu încă un an măsurile temporare de liberalizare a comerțului pentru cele 7 produse agricole exportate în Uniunea Europeană. Lucrăm la liberalizarea completă a contingentelor. Avem semnat și acordul de asociere pentru participarea la programul pentru piața unică UE. Programul va pregăti atât sectorul privat cât și instituțiile de stat pentru standarde europene. Am semnat acest document încă în septembrie anul acesta și urmează știri foarte bune pentru antreprenori și foarte multe oportunități prin acest program, pentru că există finanțare disponibilă atât pentru mediul privat cât și pentru sectorul public prin acest program, ca să ne pregătim de aderarea la piața mare a Uniunii Europene. Privim Uniunea Europeană nu doar ca pe principalul nostru partener în afaceri și comerț, ci și ca viitorul nostru. La 8 noiembrie anul acesta, Comisia Europeană a recomandat țărilor membre ale Uniunii Europene să inițieze negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la UE și doar recent am avut știrea bună, acea știre de încurajare de la Consiliu, prin care s-a decis lansarea negocierilor și asta este poate cel mai bun lucru ce se poate întâmpla, nu că poate, dar cu certitudine, cel mai bun lucru și cel mai bun semnal pe care l-a avut inclusiv economia Republicii Moldova. Asta este important atât pentru atractivitatea investițională a țării noastre, cât și pentru acest sentiment de calm și de optimism de care are nevoie economia pentru a se dezvolta și pentru a crește. Desigur că muncim zi de zi,
ne facem temele pentru acasă ca să fim gata să aderăm la Uniunea Europeană până în anul 2030, iar pentru ca Republica Moldova să devină parte a familiei europene, are nevoie de o economie puternică, cu salarii competitive, cu reguli clare, fără corupție, care să asigure bunăstarea cetățenilor noștri. Iar cetățenii noștri merită aceleași oportunități pe care le au și cetățenii europeni. Consolidarea sectorului economic înseamnă implementarea unor politici care să sprijine inovația, investițiile și creșterea durabilă. Cu asta ne ocupăm în tot acest an, eliminăm birocrație, digitalizăm procese, finanțăm afaceri, modernizăm legislația și sprijinim antreprenorii în identificarea și accesarea noilor piețe. Aceasta ne este viziunea și acesta ne este scopul. Ajunge să fim la coadă, noi merităm un titlu mult mai onorabil decât una dintre cele mai sărace țări din Europa, și anume reformele economice sunt cele care pot să ne dezbaiere odată și odată de această ștampilă, dacă vreți, pentru că oamenii noștri sunt muncitori și pentru că noi merităm o poziție mult mai sus decât ceea ce avem, iar pentru asta trebuie să muncim cu toții, trebuie să susținem reformele în economie, astfel ca după asta economia să ne poată susține pe noi și necesitățile noastre. De ce edificăm un climat de afaceri prielnic, care să atragă investiții, să stimuleze antreprenoriatului. Arătăm investitorilor că țara noastră este o economie liberă, deschisă, pregătită să îi primească cu brațele deschise pe toți cei interesați să investească și să facă o afacere de succes în Republica Moldova. Ca să reușim economic, trebuie să privim în afară, să țintim noi piețe cu produsele noastre, pentru că întreprinderile noastre să crească și să prospere. Iar noi le vom ajuta prin, încă o dată, reducerea birocrației, digitalizare, finanțare, noi piețe și noi oportunități, legislație prielnică. Eliminarea unei bătăi de cap administrative poate aduce beneficii imediate antreprenorilor în termen scurt, dar adevărata schimbare vine odată cu implementarea unui set cuprinzător de reforme. Și desigur că o creștere economică nu e doar statistici pe hârtie, ci o realitate palpabilă pentru fiecare familie și fiecare cetățean în parte. Suntem conștienți de asta și pentru asta muncim, construim economia Republicii Moldova, un loc în care fiecare cetățean să se simtă inspirat și susținut, să aibă încredere în ziua de mâine și să știe că există un sistem care funcționează, care îi protejează interesele și îi valorifică talentele și îi oferă oportunități. Desigur că mai avem mult mai multe de făcut, mult mai multe decât am făcut deja. Desigur că nu suntem la capăt și desigur că țara noastră mai are nevoie de multe, multe reforme structurale. De ce o să continuăm să muncim? Spre final, o să vreau să mulțumesc tuturor care au fost parte din inițiativele noastre. A fost un an în care am avut o mobilizare exemplară. Parteneri de dezvoltare, asociații de afaceri, antreprenori, colegi din alte instituții, toți au contribuit imens la înregistrarea acestor rezultate și este un rezultat comun și este doar un început de cale, pentru că muncă în a ridica, spațiul de muncă pentru a ridica economia încă este foarte, foarte mult. În noul an care vine, o să avem și mai multă energie, și mai multă determinare ca să mișcăm lucrurile, pentru că nu mai avem timp de pierdut. Vă mulțumesc foarte mult și la mulți ani tuturor! Eduard Măciac, Politic Media. Domnul ministru, vrem să vă întreb ce s-a întâmplat în anul 2023 legat de accesul pentru agenții economici la bani, mă refer la creditele bancare. Cum vi s-a părut mediul bancar în raport cu agenții economici? Este un mediu prielnic. Experții vorbesc despre faptul că ar fi în jur de peste 40 de miliarde de lei lichidități care ar putea fi accesate și s-a vorbit pe parcursul anului despre faptul că încă este slab dezvoltată această intermediere financiară între agenții economici, între start-up-uri și bănci.
Da, mulțumesc. Asta și este motivul din care am lansat noi programe, cum ar fi 373, pentru a oferi această punte dintre sistemul bancar și antreprenori. Și m-am referit în comunicarea mea la esența acestui program, ori dobânzi stabile în această perioadă destul de volatilă este ceea ce are nevoie în primul rând antreprenorul, pentru că este prea proaspătă memoria din anul trecut și un an înainte de asta, când dobânzile pur și simplu au explodat peste noapte. De aceea, prin 373 oferim această claritate și acest orizont stabil antreprenorilor, 3% în valută, 7% în lei anual, pentru o perioadă de maxim 7 ani, 3 ani, maxim 3 ani de perioadă de grație. Restul, ce este mai sus decât asta, este compensat de stat, astfel încât antreprenorii să-și reducă din riscul de finanțare, iar asta anume accesează și ajută la asimilarea acestor lichidități despre care ați vorbit din sectorul bancar, ca resursele acestea să fie canalizate în economie. Da, totuși agenții economici caută și alte instrumente de finanțare, pentru că, spun ei, sectorul bancar este unul destul de complicat pentru ei. Care ar fi, de exemplu, alte instrumente financiare? Altele, la moment, sunt în regim de edificare, dacă vreți, ori tot în acest an am aprobat legea crowdfunding-ului, care va fi această alternativă, dar asta nu poate să fie o alternativă totală la ceea ce înseamnă împrumutul bancar. În afară de legea crowdfunding-ului, am menționat reforma de care avem mare nevoie a pieței de capital, ori o soluție mai bună decât să avem o platformă în care se întâlnește un antreprenor și un investitor și au la direct acest acord, această tranzacție, această relație de încredere, și eu vorbesc aici de bursă, nu există alternativă la un așa mod de organizare și funcționare a economiei, și asta este ceea ce ne lipsește foarte mult pentru ca economia noastră să crească mai rapid decât crește acum. Pentru că, în esență, acum, într-adevăr, nu avem o alternativă împrumutului bancar și noi trebuie să construim aceste alternative, inclusiv, cum am spus, crowdfunding, dar asta este, dacă vreți părerea mea, nu va fi ceea ce, mă rog, să facă o schimbare totală. Schimbarea, restructurarea, în general, a relațiilor din economie vine anume din reforma pieței de capital. Și încă o întrebare legat de investitori. Cum vi s-a părut anul acesta? Au venit investitori în Republica Moldova sau ne-au ocolit, având în vedere situația regională complicată? Dacă au fost, nu știu, intenții investiționale serioase? Au fost unele mișcări în pofida situației geopolitice la care v-ați referit și vă dau dreptate. Totuși au fost unele mișcări în Republica Moldova deja. Deci unii investitori se uită foarte atent la ce se întâmplă aici, la reformele pe care le facem. Avem deja, chiar săptămâna trecută am comunicat despre o nouă investiție din România în Călăraș. Avem asemenea exemple, urmează să avem până la sfârșitul anului o altă investiție asupra la care lucrăm. În vară am mai venit câteva companii străine în sudul Republicii Moldova. Desigur că avem nevoie de mult mai multe investiții și da, zona, regiunea în care suntem, evident că parțial descurajează investitorii să ia o decizie clară, imediată. Asta nu înseamnă că nu muncim. Dimpotrivă, muncim de 3 ori mai mult pentru a convinge investitorii că Republica Moldova este o destinație atractivă. De aceea am decis
inclusiv extinderea regimului de IT Park, pentru că asta este un domeniu în care putem atrage investiții chiar și azi. Am decis inclusiv extinderea acestui regim spre alte domenii, cum ar fi BPO, anume pentru că aici este potențial de a crea locuri de muncă fără a avea prea mari investiții. Astea fiind spuse, eu vă mulțumesc încă o dată și la mulți ani tuturor!